Pompierii de la ISU au mers de 1 mai la grătare, dar nu ca să mănânce mici și să bea bere, ci pentru a le reaminti cetățenilor ce au de făcut pentru a nu fi amendați și pentru a preveni incendiile. Aceștia au efectuat și controle și acțiuni de instruire la puncte de cazare turistică, biserici și în alte locuri în care dâmbovițenii au sărbătorit ziua de 1 mai. Controle tehnice de prevenire, sprijin și îndrumare efectuate de cadrele Inspecției de Prevenire la lăcașurile de cult din județul Dâmbovița, respectiv biserici, mănăstiri și spații de cazare ale acestora, și operatori economici din turism, respectiv hoteluri, moteluri, cabane, pensiuni turistice, unități de alimentație publică, pentru verificarea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, privind echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, organizarea activității de apărare împotriva incendiilor, identificarea și înlăturarea cauzelor potențial generatoare de incendiu, asigurarea evacuării în siguranță a persoanelor, instruirea personalului cu privire la modul de comportare și de acțiune în cazul producerii unor situații de urgență. Organizarea unor puncte de informare preventivă în zilele de 1 și de 2 mai, în zonele cu aglomerări de persoane din municipiul Târgoviște, unde cetățenii vor primi materiale informative ce cuprind măsuri și recomandări pentru prevenirea incendiilor, premergători și pe timpul sărbătorilor pascale, la utilizarea focului deschis, pe timpul ieșirilor la iarbă verde, drumeții, excursii și alte materiale. Așadar, ziua de 1 mai a început în parcările supermarketurilor, unde cetățenii au primit informații cu privire la măsurile de precauție pe care ar trebui să le ia pentru a preveni incendiile. La măsurile ce trebuie luate în timpul deplasării la picnic. Foarte bună, probabil, inițiativa. Orice lucru informativ e binevenit. O impresie foarte bună. Așa trebuie, pe de-a rândul, pe unde se duce, că până acum s-a învățat fiecare să lase focul aprins din cauza aia, se întâmplă de cazuri, să lase gunoaie, în loc să-și ia un sac menajer, să bage gunoaie la sfârșitul programului, le lasă prin pădure, pe unde e, la umbră, pe acolo. E foarte bine ce face pompierii. Să înțeleg că dumneavoastră respectați toate acestea. Da, da. Grătarul se face în locuri special amenajate, cetățenii trebuie să mențină curățenia, să nu lase jarul aprins la plecare și să supravegheze copiii. Numai de acestea trebuie să țineți cont pentru o mini-vacanță liniștită, fără alte evenimente care să vi-o strice.